Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Vreau să vă arăt astăzi parfumurile pe care le iau la mare. Dar să nu vă aud, Doamne, câte parfumuri ai luat după tine, pentru că sunt conștientă de asta. Și o să vă spun și de ce iau atât de multe parfumuri la mine. În primul rând, iau atâtea pentru că vreau să am de unde alege, în funcție de unde merg, în funcție de cheful pe care l-am, în funcție de vibe, în funcție de chestii de genul ăsta, da? Nu pot să iau doar 3 parfumuri și sunt obligată să le port pe alea. Nu pot. Și am o colecție mare, adică de ce ar trebui să iau 3, 2, 3, 4, 5? Iau atâtea pentru că sunt unele micuțe care oricum nu ocupă mult, oricum nu le-am purtat prea mult și vreau să le mai analizez, fiind vacanța am și mai mult timp. Îmi stă gândul la unul care nu se află printre acestea și care cred eu că, nu știu, mi se pare greu de luat în călătorii. O să vă spun și despre el și să-mi spuneți și voi dacă voi credeți că ar trebui să-l iau și pe el sau nu. Cu siguranță o să-i simt lipsa, dar mă rog. Haideți să începem cu parfumurile, însă chiar sunt curioasă voi când plecați în vacanță câte parfumuri luați, dacă luați să aveți de unde alege sau mergeți pe ideea de a lua 2-3 parfumuri și să le purtați doar pe acelea. Chiar aștept în comentarii să-mi spuneți, dar v-am spus, știu că sunt multe. O să vorbim probabil într-un alt video și despre parfumurile pe care le-am purtat la mare. Îl iau pe acesta, Michael Kors Sporty Citrus. Este un citric aromatic foarte ușor, foarte plăcut și îmi place pentru că este un parfum diferit de orice alt parfum am testat din zona asta de parfumuri cu citrice, nu știu ce note are, dar este un parfum fresh și aromatic și îi spun eu varianta de vară a lui Nishane Ani. Nu știu de ce mi se pare că mă duce fix în zona aia, doar că este mai citric, mai light, mai de vară. Dar da, o să-l iau, este discontinuat din câte știu eu. O să iau la mine cele două miniaturi de la Kayali, Eden și Vanilla Candy, Eden Sparkling Lychee și Vanilla Candy Rock Sugar. În fine, știți voi parfumurile, pe Vanilla Candy n-am apucat să-l analizez deloc, deci nu l-am purtat cum se cuvine, nu am o părere definită despre el. Doar v-am spus în haul că mi se pare că deschiderea seamănă, nu deschiderea, după ce trece deschiderea aceea fructată cu o aromă de bombonele de gumă, mă rog, o să mai discutăm despre el. Se simte un iz de label, dar știu că se usucă diferit, știu că nu este atât de... Nu este ca label, este un parfum pe care poți să-l porți și vara, pe când pe label nu prea ai cum, este prea mult. Așa și acest fructat pe care l-am purtat mai mult, dar îl iau cu mine. Am luat și un parfum sărat și... Acesta cred că nu-mi lipsește de vreo 2 ani din bagaj. Am avut 2 variante mici pe care le-am consumat și mai am aici. Vreau să-l consum și pe acesta dacă tot am puțin în el. Este vorba despre Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Este un parfum puțin sărat, puțin aromatic, puțin citric, moscat, clean, de vară. De vară și foarte confortabil. E unul dintre puținele parfumuri așa clean din bagajul meu. Apoi o să mai iau miniatura aceasta de Idol Aura de la Lancôme. Este un trandafir sărat, plăcut, un parfum de vară, de zi cu zi, feminin și frumos. Pink
me-up, deși este sticla mare, m-am gândit dacă să-l iau sau să nu-l iau și până la urmă am decis să-l iau, pentru că de ce să nu-l iau? Îmi place prea mult și mi se pare că se potrivește cu apusurile de la mare, deci nu am cum, nu am cum, îl iau. Ok. Sex and the Scene Rolly, nici nu se pune problema. Ăsta merge cu mine, îmi place și sticluța asta că e micuță, e simplă, dar ușor de luat în bagaj. Apoi o să-l iau și pe Twilly. Twilly Derme o Ginger. Este un ghimbir confiat, un parfum care miroase și puțin a detergent. Este clean, este fresh, este puțin dulce și îmi place foarte mult sticla asta. Pe el l-am pus în bagaj în ultima secundă, deci la el nu mă gândisem, dar am zis, hei, l-am uitat pe Twilly. O să-l iau și pe acesta. Apoi o să-l iau pe Adults. Adults de la Kilian, pentru că pe acesta l-am luat special pentru vacanță. Și, bineînțeles, un parfum feminin, un parfum girly, este vorba despre Perdizione. Da, chiar dacă este sticla asta mare și este grea, o să îl iau cu mine pentru că îl ador. Și este destul de aerisit, este și dulce, văd eu când îl port și pe el. Dar, da, astea sunt parfumurile pe care le iau cu mine. Cred că acesta este unul dintre cele mai scurte clipuri de aici, de la mine, de pe canal. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, pentru că mie nu-mi iese de obicei nici dacă încerc. Dar așa am vrut să vă arăt ce parfumuri iau cu mine la mare. Puteți să-mi spuneți și voi măcar top 3 parfumuri pe care le-ați lua în bagajul pentru mare. Noi ne auzim în curând cu un video nou. Sper că v-a plăcut clipul acesta, chiar dacă a ieșit așa mai scurt. Ne vedem în curând. V-am pupat. Pa, pa!